Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Bine v-am regăsit Bine ați venit la Mind Architect. Eu sunt Cătălin Strible, alături de mine Paul Olteanu, realizatorul celui mai ascultat podcast din România, Mind Architect. Îl găsiți pe pagina mindarchitect.ro. Discutăm în fiecare săptămână în acest sezon despre modul în care înțelepciunea românească mai e valabilă în secolul acesta. O punem la încercare, ne uităm la diverse expresii, proverbe zicători Paul, cu experiența sa de trainer și coach, om care traduce neuroștiința și psihologia pentru noi toți, ne va spune dacă expresiile pe care le punem la încercare mai sunt valabile și astăzi. V-am propus o continuare la episodul cu munca, pentru că avem două viziuni. Ori unii nu mai știu să se oprească din muncă. Cazul. Și cauzul lui Paul Olteanu, da, care muncește foarte mult. Iar alții spun, nu e și chestia asta în România, că se așteaptă pensia să vină cât mai repede, pensia, mm -hmm. că atunci va fi o perioadă de o odihnă, exact. o să mă bucur de pensie, ca și cum viața astăzi n-ar merita trăită și... Acum e doar o muncă, așa. Avem două expresii de bază pe care le folosim, și uh, cu care vrei, Paul, să, să începem, ia să vedem. Uh, o luăm pe asta, omul e dator să muncească, să nu-l găsească moartea așezând. A? Cred că Alexandra va fi foarte fericită, soția mea, să asculte episodul ăsta, pentru că ea trăiește cu frica asta că eu nu o să mă niciodată. Eu empatizez într-un fel cu zicătoarea asta, deși nu mi se pare că ne ajută foarte tare. Uite, Cătălin, noi trăim într-o condiționare emoțională, unii dintre noi, eu ridic mâna și mă autodenunț aici, în care am învățat foarte devreme să asociem asta cu ceva dureros sau periculos. Eu am învățat asta de pildă când mă jucam la calculator sau citeam sau făceam ceva care îmi făcea plăcere. Mă jucam copiii în fața blocului și apărea mereu în conversație cu mama tema asta că bă, tu ceva, mai pune mâna pe o carte, mai Hă? de școală, nu, nu ce citeam uh -huh. eu. Pune A, mâna spune pe spune carte, nu, nu sta degeaba. Iată, și ce se întâmplă acolo și foarte interesant în linie cu citatul nostru, cu zicătoarea omul e dator să muncească, să nu găsească moartea șezând, că îți instalează o formă din asta de restlessness, de incapacitate în a te odihni sau în a te bucura de momentele de pauză. Nu știu dacă tu o trăiești, dar mie și în vacanță mi se întâmplă să am sentimentul ăsta, bă, am stat degeaba, n-am făcut nimic. n am mai... Tută. Exact. Ori eu aș actualiza puțin uh, înțelepciunea citatului ăstuia cu contextul curent în care trăim și ce înțelegem uh, despre cum funcționează mintea noastră și nivelul nostru de energie. Ca noi să putem să dăm performanță când muncim, indiferent de vârsta pe care o avem, trebuie să alternăm momentele de încărcare intensă, de stres optim, de turație ridicată cu momente de relaxare. Momentele astea de uh, turație constantă, deci sentimentul ăsta că tot timpul trebuie să fac ceva. Am terminat înregistrarea, mă apuc, lucrez la un episod pentru Mind Architect, după aia mai lucrez la carte, după aia mai fac nu știu ce. Încărcarea asta zi după zi, zi după zi, Eu să folosim metafora unei mașini. E ca o mașină care stă turată la 5-6.000 de ture permanent. E o probabilitate mare că la un moment dat ori începe să consume extrem de multe resurse și dacă nu ai o benzinărie acasă, nu reușești să o ții funcțională, ori să calează motorul. Mai devreme sau mai târziu, echivalentul la oameni, de la mașini, ar fi burnout. Așa că eu cred că vom trăi într-o lume în care vom munci până la finalul vieții noastre. Mi se pare cumva iluzoriu să ne mai gândim la pensie, cel puțin eu am 33 de ani, eu nu cred că o să trăiesc din pensie, dar e foarte important pentru o generație sau pentru generațiile ce vor urma, ce probabil vor munci până la finalul vieților. Să învețe să muncească în alt ritm, mm. nu în ăsta în care cu prima pauză, cu primul moment de relaxare pe care mi-l ofer, simt automat vinovăție că nu fac ceva productiv. Asta e foarte important. Și cum faci să nu simți vinovăție? Păi plecând de la a ne educa copiii într-o manieră care să nu mai producă asociere emoționale și condiționare în care să echivaleze relaxarea cu a pierde timpul. Eu cum am învățat să mă uit la asta, și-a luat bolovani de vinovăție de pe umerii mei, este că în momentul în care iau pauză, mă uit la momentele alea nu ca la momente în care nu sunt productiv, ci la mo ca la momente în care mă încarc, ca mașina la pompă, ca bateria la încărcat, să pot să fiu productiv când mă reîntorc la treabă. Deci le văd ca niște investiții în a-mi umple rezervorul cu combustibil, nu ca la momente în care mașina stă oprită în parcare. Asta, modificarea asta în cum mă uit la lucruri a ajutat mult. Doi, și asta poate e chiar cu dedicație așa pentru toți cei care ne ascultă, cred că e foarte util să ne uităm și la țări care sunt mai productive decât noi și, de pildă, în Germania, la ora 6, toate magazinele sunt închise. Dar, sunt o grămadă de oameni productivi pe planeta asta care nu muncesc de la ora 6 la ora 12 noaptea, în felul ăla simțind că asta n-a fost o zi pierdută. Deci cred că dacă nu ne mai educăm copiii cu șah permanent, știi, stai degeaba, punem mâna pe carte, mai fă o temă, mai... Și, tată, e ok să te și joci, e ok să ai și momente când ieși afară și alergi, e ok să ai și momente când lucrezi cu intensitate. Alternanța, cred că e ce e nevoie să învățăm. Și la pachet cu alternanța asta să începem să înțelegem că odihna este momentul în care mașina e dusă la pompă și realimentată, nu momentul în care mașina ruginește în parcare. Da, avem expresii și pentru asta, să știi. Sunt Ia. foarte multe expresii legate de muncă în România. Ne-am dedicat două conversații. Exact. Asta, asta e un lucru bun. Adică mie îmi dă sentimentul că avem respect pentru muncă, o prețuim și că ne dedicăm. Adică suntem oameni muncitori. Altfel, cred că am găsit la un moment dat vreo 200 de expresii da, undeva pe, pe internet. Dar revin, expresia care îți vine în ajutor... După muncă, odihna, plăcerea duce și cineva, acum nu știu de unde vine parafraza, a pus-o și pe următoarea. Muncim pentru a trăi, nu trăim pentru a munci? Sigur, nu o să asta. știm care e parafraza la mâncăm pentru a trăi sau invers, dar mi se pare că nu ești de acord cu asta. sau cu Sunt cum. foarte de acord cu Aș asta. Foarte de acord. Tocmai mi se pare că... Uh trezirea noastră, și când spun trezire, Cătălin, mă refer la nivel global, că nu e particulară României, maladia asta, workaholism-ului, Workaholismul definit ca dependența de muncă, mă, are foarte mult sens. Pentru că așa cum am povestit noi și în prima conversație, când muncești și faci treabă bună, primești apreciere, poți să primești lucruri care mobilizează dopamină la tine în creier. Și mai e și aspectul că mulți oameni evadează de diferite emoții pe care nu și le doresc. M-am certat cu soția, am o relație dificilă cu copilul și atunci stau mai mult la birou, pentru că știu că orele astea de la birou vor fi recompensate, chit că nu în bani, dar tot avansez. Am chiar un coleg care spune că el mergea să se antreneze la ciclism de campion național la ciclism și mergea, să mergea la ciclism când era extrem de urât afară pentru că în capul lui el atunci își devansa adversarii ceilalți oameni care se antrenau nu ieșeau atunci la antrenament și zicea câștig gozi. zi e, eu, eu cred că expresia asta că muncim pentru a trăi nu trăim pentru a munci aduce echilibru de care am vorbit noi în tot episodul curent dar mai e o chestiune, la, și aici vreau să echilibrez da Așa cum o percep eu din discuțiile pe care le mai am la România în direct, Paul Olteanu, mi se pare că avem o atitudine greșită și față de pensie, care este văzut ca, văzută ca un moment în care venim da. și ne odihnim. Adică, băi, și o să vină un moment în care nu o să mai facem nimic. Da? Cine o să apuce, cum o să apuce? Nu mi se pare, ok, sincer îți spun, să te gândești că după vârsta pe care toți ar vrea o mai redusă, mai jos, la noi să <sus> pensii și la și 40 unii de ani. exact, da, așa, se întâmplă, bă, de acum mă plătește statul, eu mi-am adus contribuția, nu mai fac nimic. Mi se pare că asta este este Dacă ceva te uiți, da, și nici măcar nu e fundamentat în realitate, pentru că dacă toată viața ai tras și ai ținut mașina turată la 5-6 mii de ture, eu sunt dispus să fac pariu că și când ieșim la pensie nu ne putem relaxa. Noi nu ne putem relaxa în două, trei săptămâni de vacanță pe care de-abia o așteptăm, că și românii trăiesc de la o vacanță la alta sau de la un weekend la altul. Știi că și de glumițe, din astea pe internet cu momentele de bucurie sunt exclusiv sâmbătă și duminică. Vineri, <laughs> seară, sâmbătă și duminică. La fel. Ce e de adus în discuție și are foarte mult fundament științific e că noi pe parcursul vieții ne construim o grămadă de rutine. De la rutina trezitului, spălatului pe dinți, cafeaua de dimineață și așa mai departe. E. O mare parte din rutinele astea ale noastre sunt alimentate de ce facem la birou, conversațiile cu oamenii de la birou, documentările pentru episoade, uite, în cazul nostru. Dacă noi am trăit cu intensitatea asta până la pensionare, fără să încercăm să echilibrăm lucrurile, și brusc de mâine am avea toată ziua liberă, am trăit foarte multă anxietate. Pentru că tot spațiul care era umplut de activitatea noastră profesională brusc s-ar dizolva, dacă ne recalibrăm un pic înțelegerea despre pensie și anume că, ok, presupunând că în momentul ăla nu mai trebuie să muncim pentru bani, deși asta e o iluzie în opinia mea, mm. dar fiind cum arată sistemul de pensii nu doar în România, ci în general, dar hai să presupunem că nu mai ai nevoie de bani, și spui, ok, eu acum pot să-mi umplu timpul exclusiv cu activități care îmi fac plăcere, îmi dau energie, îmi dau motivație, îmi dau dopamină. Eu sunt dispus să fac pariu, Cătălin, că noi tot o să muncim. Diferența față de munca curentă ar fi ca am munci doar pentru lucruri în care credem și care ne plac, cât timp vrem și cu cine vrem. Ori eu tocmai asta încerc să argumentez, că genul ăsta de configurație e posibilă și pe parcursul vieții, dacă reflectezi un pic la ce înseamnă muncă. Hmm. Munca e un schimb de energie, e un schimb de valoare între diferiți parteneri și nu trebuie să aștept pensia ca să încep să fac schimburi valoroase și uh, benefice mie. Pot să încep să fac asta încă din timp ce lucrez, încă din tinerețe, încă de cât am vitalitate, atâta timp cât accept ideea că pensia nu e tărâmul făgăduinței, e doar un moment în care nu-ți mai spune altcineva ce să faci, urmează să-ți spui tu ce să faci. Paul Olteanu, îl puteți asculta oricând pe mindarchitect.ro, acolo unde sunt episoade la liber, multe ore de înregistrări, dar și enorm de multe sfaturi și soluții pentru viața noastră de zi cu zi. Paul, aici oprim episoadele despre muncă, dar ne auzim cu toată lumea săptămâna viitoare la Lumea Europa FM după ora 10. Îți mulțumesc! Cu bine, prieteni! Mind Architect, powered by Europa FM. Susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.